Bine ați venit la bijuteria noastră de pe malul Nistrului, căsuța din cânepă, prima căsuță din cânepă în Republica Moldova. Aici este aerul mai altfel, aici este natura mai altfel, aici este liniștea mai altfel. Explorarea zonei sau falezei, să zicem așa, pe malul Nistrului de jos este ceva inedit. În Valea Nistrului de Jos domină o adevărată oază de tradiții și ospitalitate autentică. Astăzi suntem în satul Tudora, din raionul Ștefan Vodă, un loc unde turiștii pot avea o experiență unică în inima vieții de la sat. Noi am descoperit mai îndeaproape această regiune și pentru câteva ore am fost parte din povestea gospodarilor de aici. Aflat la aproximativ 135 km de Chișinău, satul Tudora este unul liniștit și prietenos. Întreaga zonă este caracterizată de câmpii și pajiști verzi, ideale pentru drumeții și explorări în natură. Suntem în Parcul Național Nistru de Jos. Ar fi păcat să nu promovăm ce este autentic, ce este sălbatic, ce este verde, cu toată bogăția sa de faună și floră. Ceea ce avem noi în localitate este Muzeul Multifuncțional la Bunici. Avem biserica noastră, Biserica Sfântului Averche, care sărbătorește hramul pe 4 noiembrie, unica biserică care are hramul în tot arealul românesc, hramul Sfântului Averche. Pe vârf de deal se înalță și o casă din cânepă, construcția căreia este o premieră atât pentru localitate, cât și pentru Republica Moldova. Aceasta aduce beneficii ecologice și oferă confort termic pe tot parcursul anului, fiind și rezistente la foc. Prin această muncă care am depus-o în această căsuță, încercăm să aducem sustenabilitate aici la noi în zonă. Asta este un început mic, dar vom încerca prin eforturi maxime să continuăm această tentă, deoarece asta este viitorul și este potențialul nostru în continuare. Bucătăria tradițională este un punct forte cu preparate autentice, precum plăcinta miresei, însă nimeni nu pleacă de la Tudora fără să guste supa din pește. La fel este gastronomia noastră autentică, care este inedită pur și simplu. Nu în zadar am înregistrat acele 5 preparate tradiționale și dacă veniți în zona Nistrului de Jos, la sigur veți gusta și din plăcinta miresei și din borșul cu burecheți și rasol din șuvaș și toate celelalte. Zama de pește, ceea ce este al nostru, și pe acasă ajungeți pe un mal de apă și să ne mâncați pește. Turismul activ de aici este încurajat printr-o gamă largă de activități, de la plimbări cu barca și colectarea plantelor, până la ateliere de olărit și excursii în natură. În primul rând, protejăm și promovăm sălbaticul naturii. Fără gazon, fără nimic, încercăm să promovăm plantele, începem să promovăm biodiversitatea naturală. Liniștea Nistrului și frumusețea naturii se împletesc armonios, oferind o experiență de neuitat fiecărui vizitator care ajunge în această regiune. Și cu siguranță că cei care apreciază lucrurile fine și timpul petrecut în compania datinilor nu au cum să se plictisească aici, la Tudora.